Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Gigi Becali a luat foc după ce Austria a blocat intrarea României în Schengen. Nu mai calc niciodată în Austria, a răbufnit patronul de la FCSB. Nici oltenii lui Mihai Rotaru nu vor mai face cantonamente la austrieci. Flaviu Stoican revine în Liga 1. Valeriu Iftime a anunțat în exclusivitate pentru AS.ro că s-a înțeles cu fostul antrenor de la Dinamo. Este adevărat, am vorbit cu el mai demult, a spus șeful de la Botoșani. Avem postul ocupat, a fost răspunsul lui Nasser Al-Khelaifi când a fost întrebat despre posibila venire a lui Ronaldo la PSG. În schimb, Ancelotti îi duce dorul la Real Madrid. Este un jucător excepțional. Dani Coman este aproape de o revenire de senzație în Liga 1. Negociază un post în conducerea campioanei CFR Cluj. Am avut o discuție cu Neluțu Varga. Pot lucra cu Balaj, a spus Coman. Tot pe as.ro vedeți răspunsul marelui Pelé pentru Mbappé. Rugați-vă pentru rege, a fost îndemnul starului Franței. Mulțumesc! Mă bucur să văd că ai doborât încă unul dintre recordurile mele, prietene. A fost replica lui Pelé de pe patul de spital. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi de la ora 20 la Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!